Era trecut cu puțin de ora 11 și termometrele arătau astăzi 38 de grade Celsius. Temperaturile sufocante i-au determinat în special pe vârstnici și pe cardiaci să ceară ajutor specializat. Sirenele ambulanțelor s-au auzit la tot pasul, iar în 24 de ore numărul solicitărilor s-au dublat. La nivelul județului Maramureș s-au dublat solicitările de urgență, având în vedere situația existentă, canicula. Câte solicitări au fost? Deci s-au dublat, 121 au fost ieri, între ora 6 dimineața și 21 seara, iar duminica au fost 62. Deci oricum s-a dublat numărul. Este vorba de copii, de persoane vârstnice? Persoane vârstnice, îndeosebi, persoane cu epilepsie, cardiaci. Autoritățile au luat măsuri de urgență, astfel că 31 de ambulanțe și 6 autospeciale SMURD sunt pregătite să intervină în orice moment. De asemenea, 10 autospeciale pentru transport de apă menajeră și 29 de autospeciale ale Inspectoratului pentru situații de urgență sunt pregătite pentru stingerea incendiilor. La nevoie pot fi apelate și 75 de servicii de voluntariat. Gradele de afară pot fi combătute și prin 10 cișmele moderne cu apă potabilă, după model austriac amplasate în punctele fierbinți ale orașului. Uriașele de inox au și dușuri cu aburi care răcoresc într-o clipită. Am amplasat cele 10 în zonele importante și intens traficate ale orașului și cred că este, mai ales acum că avem cod portocaliu, este un moment benefic, prielnic pentru a le lansa și a le oferi băimărelilor. Foarte cald. Veți mai multe lichide în perioada aceasta? Da, da. Până la 3-4 kg de lichide. Ați văzut că au fost amplasate aceste cișmele în oraș. Da. Cum vi se pare ideea? E bine? Da, e bine, foarte bine. Ați consuma apa aceasta din cișmea? Da. Extraordinare. Și duș. Ăla nu l-am văzut. Da, da, da. Nu dai de măcar, faci tu. Răcorește? De acolo. Specialiștii recomandă în aceste zile torii de consumare apei potabile evitarea consumului de băuturi cu conținut de cofeină și alcool, care contribuie la deshidratarea organismului, consumul de fructe și legume proaspete și purtarea hainelor din bumbac deschise la culoare și a pălăriilor.